Joi 13 iulie 2023 mă aflu în orașul Băicăi din județul Prahova la sediul clubului Columbofil Marian Tănăsăiu, afiliat la FR10 Prahova, unde particip la îmbarcarea porumbeilor pentru două etape, una de fond la Iaroslav și una de maraton Varșovia plus 20 de kilometri. Acum am plăcerea să stau de vorbă cu un crescător pasionat, talentat și cu rezultate bune, chiar dacă anul ăsta nu e mulțumit de cum i-au ieșit treburile. Este vorba despre domnul Dumitrache Constantin din Prahova, da? Da. Vă salut, domnul Costel, ce faceți? Ce să am văzut că sunteți puțin dezamăgit așa după cum a fost sezonul ăsta, nu? Anul ăsta, da. De ce? N-a mers cum trebuie, nu? Că n-au mers cum trebuie, cred că și din cauza timpului, schimbată clima, războiul, cred că ceva s-a întâmplat. Ruta cum vi se pare Polonia? Poftiți? Ruta cum vi se pare, zic, Polonia? Ruta e bună. E bună? E foarte bună. Dar să vedem acum... Ați zburat și pe Ucraina noastră, nu? Da. Ucraina a fost mult mai bune zburile. Da. Orică clima a fost mai bună, a sedut cu noi, orică nu știu, ceva se întâmplă. În atmosferă, oricum e ceva. Așa e, da? Așa e. Sunt pierde numai pe tot parcursul țării, numai neapărat pe partea de est. Porumbei din... Deci niște porumbei din 2016 continuu la 1000. Și anul ăsta n-au clasat nimic. Nu s-au văzut, nu? Nu s-au văzut. S-au și pierdut? S-au văzut, da. Ați și pierdut din ei sau nu? La concursuri? Păi aveți, nu? Deci au venit, dar n-au venit cum trebuie, nu? Nu mai clasează. Nu mai vine în timp util. Da. Aștept și de la Praga un porumbel. Când aveți Praga? Când e? Păi a fost etapa. A. Acum 4-5 zile. A, și nu s-au eliberat, n-au venit acasă. N-au venit la club până acum, la Dumbrăvești. N-au intrat nimic. La Dumbrăvești nimic? Nimic. Vă dați seama cât a fost de greu? Bănuiesc? Cred că porumbii au luat o rută greșită. Cât aveți până la Praga? 1000? 1070 ceva, aproape 1080, cred. Aproape 1100, da. Da. Am înțeles că intenționați să vă mai schimbați porumbei, nu? O introduceți la matcă? Am introdus deja alți porumbei. Dintre campionii noastre? Din ăștia mai puțin, am adus de afară. Acum sperăm să-mi facem treabă cu cei de afară. Nemți, belgieni. Da? Să vedem ce pentru ce categorii? Viteză de mifond, fond, maraton? Viteză de mifond, fond și maraton și de maraton ce? Extrem. Toate, ați adus pentru toate categoriile, da. Și pe ăștia care nu sunteți mulțumit, îi scoateți din matcă? Deja am scos 3 sferturi, mai am 1 sfert. Ați avut să mai scoateți pui din ei și anul ăsta? Da. Ați scos, nu? Dar cu ce-o rămâne. Da. Ce-o rămâne... Vă plac zborurile de toamna cu pui? Sunteți zburători de pui? Da, îmi plac. Vă plac, nu? Îmi plac. Sunt elocvente ele pentru dumneavoastră? Adică dacă un pui se mișcă bine, îi acordați altă atenție în anul următor ca iarling decât dacă n-ar fi zburat deloc? Sunt unii care nu zboară pui așa, nu pun accent mare pe zbor. Nu, eu pun accent mare și pe pui. Da. Sunt importante, nu? Da. Zburați văduvie natural? Natural. Natural. Numai natural. Și reușiți să-i țineți în formă tot timpul sezonului? Da. Îi țineți în formă? N-aveți probleme cu femelele la oat, la astea? Cu masculii la alergat? Când este de oat, rămâne acasă. Nu bagi gas. Concurează etapa următoare. Da. Și poate. Sunt mai multe etape și putem să îi dovedim să poată să facă clasele care trebuie. Anul ăsta cu ce numeric ați început la concursuri? 20. A, n-ați zburat mulți. Numeric mic și mai am 6. S-au dus 14. Mergeți în continuare cu ei, nu? Da. Păi acum, acum. Nu vă lăsați. Fund, trei la maraton și doi la fund. Așa e frumos. Și cel care trebuie să-l aștept la prag. Așa. Și se încheie treaba. Da. Care dintre sexe s-au mișcat mai bine? Masculii, femele? Anul ăsta? Nu pot să văd. N-aveți ceva. Dezastru, ce să mă. Și la femele și la masculii. Mă bucur pentru că aveți puterea să mai zâmbiți încă. Da. Și să o luați de la cap. Auzi, domn Costel, și să o luați de la cap, vă până la urmă. Nu trebuie să cedăm așa repede. Așa e, așa e. 35 de ani de porumbolofie, vă dați seama. Pasiunea asta o moșteniți de la cineva din familie? Da, de la un frate de la meu, care de-aia nu zbura pe timpul ăla. Ținea de frumusețe. A, dar v-ați îmbolnăvit de porumbii de acolo, nu? Mi-a plăcut de mic și cred că am de la 10 ani. Creșteți în continuu, nu? Da. Super. Și am 53 acum, vă dați seama. Super. 43 de ani am porumbit. Bravo, mulți ani. Dar am concurat cu ei, cam după la majorat, 17-18 ani. Cam atunci am ieșit să luați și eu primul Herman, în CES. După aceea am luat un junior și tot mai târziu. Vă aduceți aminte cu plăcere, este? De toate cu momentele astea. Cu clemele. Cu bicicleta, cu n-am să faci vreo de ceas. Așa. Mi-aduc aminte de timpuri frumoase. Da. Și era mult mai colegială, nu ca acum. Acum a devenit da. Care mai.
fie mai tare. Concurența e din ce mai mare. Și produsele. Înainte nu concuram cu produse. Acum folosiți produsele, mai dați, nu? Vrând, nu vrând? Le dăm, de când nu poți să zici pe ăștia în tub. Da. Dacă nu le dai, nu mai vine doar lucrul. Etapele astea cum se anunță acum, de sâmbătă? Ca și vreme am înțeles că o să fie destul de cald, nu? Ca vreme, am bine. A, da? Ar fi caniculă, mare de duminică încolo ar fi caniculă. Să vedem. Oram... Băgați și la fond și la maraton? Acum? Da, am angajat 3 la maraton și 2 la fond. Bun. Azi, mai 6, 5 acum băgați și unul care l-aște să vină. Dar la vine oricum, nu-i problemă. Vine, nu? Aștept, da. Are așa vine, la o săptămână jumate, două, el e învățat. Are ritmul lui, nu? Bravo, mă. De-aia vorbeam și cu colegii. Bă, se putea să vină, că ai fost și venea tare în față. Ai mie venit după o săptămână, două. Păi zi, se iau locul acum la Praga. Da, cam asta. Mă bucur că am stat de vorbă. Vă mulțumesc. Vă felicit pentru pasiune, pentru puterea de a o lua de la capăt, ori de câte ori e nevoie, că... N-avem ce face. N-avem ce face, așa e. Să mergem în continuare, dacă ce dăm, ce facem. Așa e. Schimbăm garnitura de porumbei, mergem înainte. Este? N-avem ce face. Poate ne întâlnim și la anul și stăm de vorbă altfel, nu? Da, da, da. Vă mulțumesc, domnul Costel. Ne-am mai găsit, ne-am găsit la tot unde ne-am găsit, la expoziția... Nu s-a ținut la Moreni, nu la Moreni. La Moreni. La Moreni. La Moreni. Ceva, da? Da, ultima la Moreni a fost. Am avut femeia la expoziție. Acum o să aveți mai mult, o să vedeți. La nimic. Anul ăsta nimic? Da, peste 2 ani, cine o să fie? Sperăm. Sperăm. Dacă nici din original nu scoatem pui, să ne meargă porumbei, ne lăsăm de ei. Da. Ținem de frumuseți. Așa mă la concluzia asta. E o vârstă care nu poți să mai decide. Ei, dacă nu-ți face treabă, eu așa sunt. Nici din campioni, nu este campioni, n-a ce să mă. Așa e. Baftă multă, vă doresc în continuare. Mulțumesc și eu și, și mult succes. Toate cele bune. Cu stimă, Doamne ajută. Doamne Drache, nu mai vine.